Birthday. Răspunde-ne și nouă la câteva întrebări. Ela! Aoleu, dar n-am apucat să vorbesc cu Jador și nu știu ce să zic. Ce drăguț! De adevărul, băi! Bogdan, nu mai ești în emisiune, n-ai de ce să te mai ascunzi, că nu e momentul, că nu e timpul. E timpul. Bă, Ela a cerut să se vadă cu Jador? Adică te-a pus pe tine sau pe cine a pus? Jador, îmi pare rău, dar nu a fost nici cum spui tu, adică să pare Ela că ia o trasca disperată, că vrea să vină Jador și așa. Pur și simplu am ieșit și Ela a zis, mă, dar Jador, chiar așa de neserios, nu a venit și el, că eu când am plecat de acasă i-am spus, hai și tu. Și am spus ceva de genul, domnule, unde vin eu să mă văd cu Ela? Și am spus, vin și stai, pur și simplu. Și apoi când am ajuns, Ela avea impresia că totuși o să vină Jador. Și era așa dezamăgită, băi, nu a venit. Și mi-a zis așa de câteva ori, dar nu a insistat la modul adult că plec dacă nu. Că până la urmă a rămas cu noi. Ieri. Domnul Mandea. Da. Mă, dăm un papuci, mă. Da, am înțeles. Bogdan, tu știi ce s-a întâmplat în club după gală? Poți să-mi spui și mie dacă ți-ai atras colegii într-o capcană? Foștii colegi într-o capcană? Ți-ai atras colegii într-o capcană? Nu i-am atras, doamna. Au venit singuri. Au venit singuri în capcană și nu pot să zic ce s-a întâmplat, că dacă zic ce s-a întâmplat... Păi nu vreau să-mi zici doar atât, Coteanu. Am înțeles că a sărutat-o pe Denisa cu forța, îmi spune Denisa. A încercat să o sărute pe... Denisa, lasă vrăjeala cu forța pe tine, dar limba ta nu cu forța. Tu te dădeai cu spatele, dar limba ta se ducea în față. Asta la... Opa! Doamna Andreea, să vă zic eu că m-a luat nervii rău de tot. Ia stai că ne zice Coteanu. Am pupat-o pe... Și ea din momentul ăla, dacă nu-i convenea, pleca acasă. A început să zâmbească și a pus una la gură. A luat-o pe sus, așa se uitau toți. Și după aia eram beat, dacă eram treaz, nu pupam, vă zic sigur. Am pupat-o și s-a început să râdă. Imediat. După n-a zis nimic, a stat acolo, nu a plecat. Când i-a văzut pe cei din staff, a zis că, domne, vreau să plec, m-au văzut cei din staff, a plecat ea cu dea. Ia zi, mă, ce ai zis tu la mine, mă, că tu erai cu Andra și te uita. Ia zi ce a făcut Coteanu, na, zi. Cum adică ce-a cu tine? Ce a făcut Coteanu, că ai zis că Roxana, nu știu ce i-a zis. Ce i-a făcut el cu Roxana? Cu Roxana n-am făcut nimic, adevărat, chiar n-am făcut nimic. Nu, zi tu, frate, ce a făcut. Zic cu Coteanu. Nu, nu. Zic cu Coteanu. Zi tu, că după aia o tăi, că s-a întâmplat, nu știu ce, zic. Hai, gata, că s-a întâmplat, nu știu ce, că s-a întâmplat, nu știu ce. Păi da, zice, da, zice. Zic? Da, zic. Bă, nu s-a întâmplat nimic, ce se întâmplă? Dacă n-am eu treabă, Roxana, ce treabă am eu? Dar nu, că o dați urât, ca și cum s-a întâmplat nu știu ce. Bă, Roxana, tu știi mai bine că nu s-a întâmplat nimic, ce se întâmplă? Roxana, ce ai? Ce? Cum adică nu s-a întâmplat, nu știu ce? Ce s-a întâmplat? Da, mă, zice, a pupat-o? Nu odată. Roxana! Ce vrei, mă, vrei să întâmplă? Mai bine că nu s-a întâmplat nimic, că s-a întâmplat pe obrazii. Zi, mă, nu știu ce am văzut eu. A pus mâinile pe gură, i-am zis eu. Da, Andreea. Da. Întrebați-l pe Coteanu dacă pus să... Ia zi-mă. Coteanu, poate să... Bă, unde am ajuns aici? Mă, că da. Frate, lămurești treaba. Lămurește treaba. Și unde ai ajuns aici? Lămurești tot ce faceți în afară, se aduce aici. Da, se aduce. Am pupat-o pe obraz, am pupat-o atât. Nu mă las că l-am văzut pe gură. Lasă să de unde a văzut. De unde ai văzut, mă, pe gură? S-au pupat pe gură, Bogdan? Da, nu odată. De două ori. Aaa, și dacă era pe gură, hai să zic cum vedea. Tu ești Bogdan Coandra. Da. Tu ești Bogdan Coandra. Am încercat și odată pe obraz și odată pe gât. Și tu ai văzut de mai mult de două ori. Și după ce s-a pupat pe gură, Roxana a zis ceva de genul, ce faci, mă, ești nebun? Dar râzând așa, ca și cum, ce, mă, ești nebun? Așa au zis el în club că i-a zis, ce faci, mă, ești nebun? Și era tu mai bun și eu aici. Stai cu minte, dar tu mai ai zis, cum le-ai fost toate? Ce cu Andra, cum faci? Stai cu minte! Ele te-am dat toți, numai la tine. Alte informații ai, Bogdan? Eu am, dar nu pot să zic, dar am multă lume de acolo și rămâne ca să coală. Deci te pregătești. De ce să plece? Le e rușine? Ia, te-l postă. Sau crezi că vor fi descalificați sau ce? Și de rușine, și că o să fie descalificat, și că rămân chestii interpretabile. Nu-i descalifică nimeni, îi pedepsim. Paulă.
Are bani. Cel mai rămâne rugat. Nu bani. Așa mulți erau. Nu vorbești. Minte, Denisa, desparge! Cu forță, auzi că-ți plăcea. Nu are. Bani. Nu m-am ce. Să-l întrebați pe Ricardo, ce face? Ricardo? Ricardo, ce-ai făcut? Ce face Ricardo? Ce-ai făcut? Nimic. Ricardo, nimic. Mă, dacă ați plecat voi, ați făcut pe topa. Băi, Bogdane, vezi că nu mai ai credit, fratele meu. N-a făcut nimic. Băi, Bogdan, nu mai ai credit, bă. Bogdan, ia, da, să vorbesc cu Bogdan. Ce, Ricardo, măi, Bogdan, că acum am stat în lumea cap. Ce, Ricardo? Oh, Dea! Pe Lămurești. Ce-ai, mă, Dea? Ce-ai, mă, Dea, da? Manuela? Are căpuș. Păi Manuela are absolută de facultate. Da! Ai făcut dragoste? Nu. Fichi? Nu am făcut fichi nimeni cu nimeni. Am vorbit doar. Hei, tocmai nici am Denisa am cu Iancu? Mă, nici nu ne-am întâlnit în seara. Da, om vedea. Mulțumim, Bogdan. Am dansat. Ai poftă bună. Să rămână. Și îl sun după, da? Ok, Bogdan. Mai avem. Mai avem până în zi. Dacă era să văd tine, Bogdan. Mai avem bani pe cald. Ce nebun e Bogdan. Ah. Ce ai făcut, Ricardo? Manuela? Da. Am povestit puțin doar. Unde? Ce a povestit? Acolo. Unde? Ah. La plecare, atât. Două minute. Despre? V-ați împăcat? Nu. Niciodată în viața mea. Niciodată în viața mea. Niciodată în viața mea. Într-o două minute, cred eu că... Cum? De ce? Păi cu ce pus m-am împac eu cu ea vreodată în viața asta? Dar ce-am făcut chiar așa? Dar cum să mai mă împac eu cu ea vreodată? Dar ce-am făcut chiar așa de zici că, bă, zici că o dai așa urât acum? Păi vii aici și te dai îndrăgostită în emisiunea asta pe aici, da? Și tu... Dacă zici j-ador două, dacă spune j-ador două vorbe mai dulci, sar pe el acum, oh. N-ai bine. Eu vreau să știu ce are mama ta să vorbească cu el. Ce mesaj a transmis? Nu am spus cu mama, nu am vorbit cu mama despre ea. Nu mai mult. Dacă te-ai luat așa de râs, nu pot. Dacă nu spui lucrurile pe nume și pe fapt, care și-a făcut-o ea. Ce ai zis? În viață. Ce ai zis, Coteanu? Nu m-a întrebat mama nici ce. Ai zis, Coteanu? Am zis aici dacă taci și luat în râs, dacă te lași doar atacat, așa trebuie să și vorbești. În mare parte te-a dat afin că ce să lasă multe, lasă. Trebuie să taci, dar să taci cu adevărul, frate. A, nu știu, nu mă bag, e treaba voastră. Bine, hai să-i dai un conecte bagi, dar dacă taci, atacă cu ceva adevărat, ai înțeles? Nu ataca cu de astea că iară vin eu și formă explodezi. Hai, zi-mi, te rog, care e problema? Doamne, eu am vorbit cu mama, am fost acasă, am prins de pe drum obosit, am despre Iași, spre București. Bacău e pe la mijloc. Și am zis, bă, mă opresc un pic. Da, așa. Te ard. Așa? Așa. Da. Nu știați? Nu, dați mulțumesc. Hai să vă mai spun. Sufletul. La Bacău e... Așa. Dar nu e chiar la jumătate, ca să știi. Fine. Așa. Ca idee. Nu, dacă vrei să-ți zic eu. Idee. Așa. Ca idee. Da. Așa, zi. Ca idee. Chiar așa. Ca idee. Ei, și m-am oprit acasă, m-am zis, mă, mică, nu uite ce, era ora de dimineața, am trezit-o, mamă, faci-mi ceva de mâncare, că mi-e foame să-mi fac așa. M-au făcut mamă o trigaie de carne. Așa, doar, trece subiect. Și am început să mănânc și am început să vorbim despre el la solzariu. Dar nu era cazul, că ce, te îmbătuși de aia? E, și am spus, măi, mamă, uite, măi, mamă, care e treaba cu fata? Și măi, mamă, uite așa, așa, așa. Deci, am spus eu, ei, da? Ei, și mama m-a întrebat, măi, mamă, dar fata asta, ea, când a fost născută, a fost botezată sau unsă cu mir? Ia zi. A fost unsă cu mir. Aia, atunci să-ți fii rușine, a zis. Fix așa a zis. Adică, de ce? Cum de ce? Tu te duci, începi să mergi în cluburi. Bă, ai început prima să faci rele. Întâlnești azi cu mine, mâine cu altul. Ce cu tine, măi, fată? Dar nu m-am întâlnit cu tine, asta e faza, înțelegi? Păi, dar voi! Ok, a trecut. Ai, lasă-mă să fiu fericită, parcă așa era vorba ultimele zile. Dar tu de ce nu mă lași? Da. Ce-ți fac? Te dai la mine. Și după aceea te dai la altul. Mă dau la el, întreagă cu ce m-am dat azi. Dacă l-ai chemat la plimbare. Da, a fost înainte de nebune. Asta e doar ce știți voi. Din spatele camerei. Bă, vezi camere. Din spatele camerei stai numai după mine, bă. Lasă-mă cu vrăjeala asta. Telenovela continuă mâine de la 11 și apoi de la 17. Cele 8 ore s-au încheiat. Mi-ați bași, mai vine o săptămână înapoi, să-i arăt lui Ricardo ăsta cum stă treaba, că gen avea treburi nerezolvate.
sunt curioasă dacă acum dacă ai venit, nu cred că o să mai ai bătut să mă atace, pentru că știu că e cam frică de tine. Ești afară. Ascultă-mă puțin. Nesimțirea ta a atins o cotă destul de urâtă. J-ador de impresia că n-am mai văzut femei niciodată. Mi-e așa mi se pare. Deci el când vede o femeie, parcă nebunește. Da, doamna, eu de obicei când mă îndrăgostesc, eu așa fac, că sunt foarte îndrăgostit eu. Ce face Georgiana? E bine, acasă. Te așteaptă? Mai bine nu deschidem subiectul ăsta. Roxana, câte cupluri ai reușit să-ți faci aici? Dai, că n-au fost chiar cupluri, mă! Relații! Andian, cu Bogdan! Te-ai îndrăgostit de fiecare în parte, la fel de puternic, sau? Dar Mocanu mi-a plăcut și am apreciat prima mult, că m-a aștepta foarte mult.